Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut la știri niște imagini absolut apocaliptice din Grecia. Da. Deci, din zona Volos, înțeleg că și în Halkidiki sunt probleme de acest gen. Niște torenți absolut uluitori, imagini literalmente apocaliptice. Nu mi-aș imagina niciodată că se poate întâmpla ceva în Grecia. E stare de dezastru natural acolo, mașini luate de ape, duse în mare, a murit o persoană, alta este dată dispărută. Autoritățile au cerut oamenilor și turiștilor, că încă sunt foarte mulți turiști și români, mulți în zona respectivă, să rămână în hoteluri, în case, să nu iasă afară. Și în Bulgaria sunt... Sunt mașini luate duse în mare, adică da. E dezastru total. Da, este o furtună foarte puternică și mă întreb dacă ajunge sau se îndreaptă și înspre România. Zilele trecute bătea foarte tare vântul. L-am sunat pe prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu! Neața! Bună dimineața! Mă bucur să ne reauzim la Europa FM. Bună dimineața și ascultătorilor noștri! Ce se întâmplă acolo și dacă e vreun risc și pentru România? Să începem cu a doua întrebare. Nu, nu este niciun risc pentru țara noastră să fie afectată de acel ciclon mediteranean foarte, foarte activ, chiar violent, aș putea spune, pentru că, practic, aceasta este cauza celor întâmplate în peninsula balcanică, în Grecia, în principal, în zilele precedente. Este vorba despre un ciclon mediteranean, o depresiune atmosferică extrem de activă, care, practic, ar staționat în zona respectivă ceva mai mult timp și acesta este lucru care a favorizat acele cantități de precipitații nu foarte mari, impresionante, îndrăznesc să spun, având în vedere că sunt date, surse deschise sau chiar oficiale, care ne arată că au fost cantități care au depășit cu mult, foarte mult, mediile multianuale. Și vă dau un singur exemplu, sunt zone din Grecia, din estul Greciei, în care în 12-13 ore au căzut mai mult de 300 de litri pe metru pătrat. Sunt și surse deschise. În contextul, și cât este media anuală? Deci 300 de litri pe metru pătrat în 12 ore? Sunt zone în care aceasta este media anuală. Wow. Deci, practic, deci, în 12 ore, cât plouă într-un an? Exact. Exact. Sunt zone în care, din surse deschise, se pare că a plouat chiar și cu peste 500 de litri în aproximativ 10 ore, ceea ce înseamnă evident că apele, scurgerea pe versant este puternică, apele se revarsă și efectele le-am văzut cu toții. Din fericire, revin la țara noastră, situația nu scapă de sub control, să spun așa, în sensul în care această depresiune atmosferică practic se îndreaptă ușor către sudul Mediteranei. Noi, din fericire, suntem sub influența unui câmp de presiune atmosferică ridicată, un anticiclon centrat în zona peninsulei Scandinave. Prin urmare, beneficiem și ne bucurăm astăzi și în zilele următoare de o vreme predominant frumoasă. Practic, singura influență, să-i spunem așa, oarecum în legătură cu depresiunea despre care vorbeam, ar fi niște intensificări ale vântului în regiunile sud-estice, pe litoral, în bazinul vestic al Mării Negre, în sud-estul țării, dar fără nicio altă influență. Posibil astăzi să mai fie șanse de ploi slabe în sud-estul țării. Atât. Rămânem sub influența acestui câmp de presiune atmosferică ridicată și în zilele următoare, cu vreme frumoasă, cu maxime normale. Astăzi spre cel mult 30 de grade, mâine, poi mâine în jur de 28 de grade, cu mențiunea următoare, diminețile vor fi destul de răcoroase în unele zone, în principal în estul Transilvaniei, spre exemplu, acum la Miercurea Ciuc, doar 1 grad Celsius. Mulțumim. Silviu, dar pe anticiclon cum îl cheamă? Hai că e un anticiclon în peninsula asta. Anticicloanele au și ele nume sau... În principiu, da, dar diferite țări alocă nume diferite. N-aș putea să vă spun acum... Da. Cum sunt alese numele astea? Adică de ce pe furtuna din Grecia o cheamă Daniel? Că chiar sunt fascinat de treaba asta cu numele. Depinde de site-urile pe care le urmărim. Spre exemplu, există un anumit site în Germania pe care te poți înscrie și contra unei sume modice, aproximativ 200 de euro, poți să alegi numele unei anticiclon sau unei depresiuni atmosferice, un ciclon, care să fie după aceea înscris pe hărțile respective. Perfect, mă înțeles. Eu aș vrea să facem deșteptarea, să facem furtuna costică sau să facem cu deșteptarea, să ne promovăm frumos pe anticiclon. Viste, se întâmplă tot mapamundul, a venit furtuna, deșteptarea. Dar trebuie să botezăm ceva plăcut, adică frumos, curcubeu. Anticiclon simpatic. Silviu Grigore, mulțumim și dacă e să luăm ceva cu numele nostru, luăm și un Silviu, să știi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.